Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poliția română, prieteni, trece prin momente dificile din cauza unor interlopi care iau la mișto. Polițiștii pierd programările la pensat și epilat și botoxat și dezvoltă și diverse forme de stres la locul de muncă, drept pentru care cer sporuri salariale pentru, țineți-vă bine, febră musculară la degete din cauza tastaturii. Serios? Este, da, e absolut, absolut autentic. N-am inventat nimic, nimic din ce ați auzit. O să ne explicăm. Deci, peste tot ați auzit și la știri, ați văzut la televizor cazul acelui șofer bucureștean pe care polițiștii, băi, n-au reușit să-l scoată din mașină după ce l-au oprit în trafic. Șoferul care a plecat cu mașina de sub nasul lor și care i-a luat la mișto după aia toată noaptea. Incidentul a fost filmat. Polițiștii, bă, erau mulți, au venit și jandarmii, ăsta stătea în mașina lui, nu știu, un merțan alb, evident că treia să fie alb, stătea acolo minute în șir și ei au strigat la el: ieși din mașină, ieși din mașină. Apoi au încercat să-i spargă geamul fără să știe aparent cum se face asta. Că au tot dat cu pumnii în sticlă, până când ăsta s-a plictisit și a zis: băi, ce dai, tot dai mașina mea? Și a plecat, a demarat. Înțelegi? Și s-a uitat după el, fluierând, apagă, băi, nici măcar n-au încercat să se ducă după el. Bun, asta. E adevărat că polițiștii încă n-au primit BMW-urile, că dacă primeau BMW-urile, sigur porneau. Erau călare, da, așa, nu se putea. După care fugarul s-a apucat să le transmită mesaje pe Instagram, ăsta altă poamă. Dar are niște expresii care pe mine m-au intrigat totalmente. Sunt, eu știu că limba română, orice limbă, de fapt evoluează, în plină, e în continuă evoluție, dar are niște exprimări care pe mine m-au dezorientat total, sunt total derutat. Deci, fiți atenți ce zice la un moment dat acest nene. Măcar ardiți-mă, bă, când dai girofarul ăla de aici, ce faceți, bă, mâncava și sufletul meu să vi-l mănâncă. Stați-mă cu mine. Deci, expresia mâncare ardinții mei este prima dată când aud mâncare ardinții mei. Adică el își dorește lui Sieș cum ar veni să mănânce ceva bun. Adică asta e planul lui în viață, asta e viețul lui, să mănânce. Dar nu mănâncă el, ci mănâncă dinții lui, nu? Că zice mâncare ardinții mei. Este o urare pentru dinții lui. Dinții lui să mănânce. Cam așa. Mâncare ardinții mei. Eu am auzit și eu multe, dar asta e o tâmpenie. Asta, mâncare ardinții mei, nu. Și după care mai zice: mâncava și sufletul meu să vi-l mănânc. Adică sufletul lui nu e la el, este la polițiști, dar el ar vrea să-l mănânce. Mai dă o dată. Vă rog frumos, analiza semantică și de semnificație pe aceste exprimări. Poate îl băgăm prea mult în seamă, dar mă umple de derută. Ia. În răutate să râdem de un analfabet. Măcar ardiți-mă, bă, când dai girofarul ăla de aici, ce faceți, bă, mâncava și sufletul meu să vi-l mănâncă? Stați-mă cu mine. Deci mâncare ardinții mei. Bun, asta eu cred că o să viralizeze sau o să ajungă probabil ca aia cu i-am dat de la Julit, asta cu mâncare ardinții mei. Sincer, sper că nu. Da. Bine, l-au găsit dimineață, deci l-au dus la secție. Între timp, la Bacău, conducerea poliției locale Bacău a cerut primăriei să acorde agenților, citez, spor pentru condiții vătămătoare de muncă, deoarece stau prea mult timp pe scaun și fac febră musculară la degete pentru că scriu mult la calculator. Să vezi când o să înceapă lecțiile de citit. Acolo să vină dureri mari de cap. Totodată angajați... Da, mă, că și au audiobook-uri. Ne poate fac licitație pentru audiobook-uri. Băi, febră musculară la degete, că scrim la calculator. Totodată angajații poliției locale pot fi afectați de poziția șezut, pe care se pare o practică prea intens, scrie ziarul de Bacău, care observă și că DSP local a produs o serie de documente referitoare la riscurile de sănătate pentru dosul agenților. Dar, pentru agenții care reușesc să depășească traumele legate de scrisul la calculator, sindicatul polițiștilor se ocupă de înfrumusețarea lor. La solicitarea unui sindicat al polițiștilor, mai multe clinici de estetică din țară oferă reduceri substanțiale pentru oamenii legii care vor să se înfrumusețeze prin diverse proceduri, de la botox până la implant de păr, scrie G4 Media. Da. Eu aș vedea că aici, dacă se chelește de la chipiu, că nu știi niciodată, astea sunt alte condiții vătămătoare de muncă și aș vrea să văd un spor pentru chelie la polițiștii care sunt pe cale să chelească din pricina chipiului. O să ia drumul Istanbulului. Da. Da, deci dacă nici asta nu este condiție vătămătoare de muncă, da. Chipiu... Parte, într-unul din, și evident, clinicile partenere ale polițiștilor,
comunică foarte mult cu poliția, sunt încântate. Băi, vă rog, e super business. Adică dacă poți să faci un contract cu poliția română pentru Botox... Eu mai degrabă așa, de păr, așa, văd lucrurile, că din afară s-a venit cu niște oferte super către oferte. Poliție, adică nu cred că sindicatul a plecat și a zis, a cerut, mamă, vrem și noi să ne facem un ghil. Eu cred că sindicatul a pornit. La cum merge poliția în ultima vreme, nu mai țineți minte pe acel polițist care n-a venit la acțiunea, la descindere, că era la epilat pe stat, la ce era el, domnul Tudor? La ce era polițistul ăla care n-a venit el la descinderea de urgență, că era la coafor, la epilat pe stat? Pensat era. La pensat. Bă, băiatule. Auzi, dar poate... Vă rugăm, nu puteți să vă pensați, stimați agenți, și în afară program. Pensați-vă, frate, unde vreți și când vreți, ca să zic așa, dar în afară programului. Eu acum, revenind la incidentul de zilele astea... Da, alaltă era. Alaltă era așa. Eu acum realizez că poate n-a vrut să-și strice unghiile când a dat cu pumnul. A dat cu pumnul? Cu pumnul. Bine, nici nu ai cu unghiile. Nu mă, sunt niște... Băi, există ciocănel de la... Cred că... Trebuia să oprească un autobuz. Da, exact. Să ia ciocănelul. Da, erau jandarmii. Jandarmii au dat cu... Da. Știi, eu mă gândesc că, eu mă gândesc că pe 10 august jandarmii au fost mult mai hotărâți. Da. Adică în momentul în care au plecat la atac... Da. Au făcut, ai văzut ce s-a întâmplat în Piața Victoriei? Au făcut curățenie. Cu site-ul de cultură, jandarmii sunt foarte curajoși. Da. Sparg, strică, tot. Foloseau cotul, tot pulanul și toate elementele din dotare. Câte un shower de ăsta cu mâncare ardinții mei și mâncava și sufletul meu și nu știu ce aveți, bă, că verii mei o să vină cu cuțitul, acolo dăm cu pumnul în geam, nu spargem, nu stricăm mașina omului, că nu se știe. Mă, că a vrut să-ți, dar n-a reușit jandarmul ăla, că l-am văzut, ăla era foarte hotărât. Și tu nu te mai lua de polițist rutier, că e ca și cum ai compara Beagle cu Pitbull. Poliție rutieră cu jandarm. Jandarmii erau de la intervenție, sunt puși pe treabă. Păi nu, eu mă leg de ambele tabere. Poliția rutieră primește BMW-uri. Adică ce vrei să spui? Că ei pornesc în urmărire ca în filme. De spart geamuri de făcut, astea este mai delicați. Ei pornesc, da, în urmărire cu BMW-ul și după ce îl prind pe infractor cu BMW-ul cel nou. Îl ceartă. Ce-i fac? Stau de vorbă cu el. Dă-te jos. Dar mie mi-a plăcut scena când au venit jandarmii. Dacă ați remarcat, vin patru jandarmi. Nu știu unde au apărut, că au apărut repede. Erau pe stradă. Era o patrulă. Ce? Da. Bravo. Și primii trei erau, știi cum sunt aia colindătorii, de unul mai curajos și trei. Primii trei erau. Și a venit ăla al patrulea, bum, direct în geam. Băi, ia, bum, bum, bum. Da. Și atât. Și ăla dă în față, lovește mașina. Era o mașină mică, un... Da, șoferul. Șoferul ăsta, cu mâncare ardinții recalcitrantul, da. Dă să plece, dar n-avea loc de o mașină, se tot încerca să se strecoare și o lovește pe aia un pic. Și ai văzut cum face la volan, ai de dâi, ai. Da, și când a lovit un pic, ăla cu mașina mică a plecat și a făcut cale liberă. Da, păi, dar normal, ce e de mașină. Ăla cu mașina mică, mă, băiatule, ăla stă acolo și se uită, băi, sunt polițiști de la rutieră, au venit jandarmii, mamă, bagă site-ul de cultură în dubă, să vezi ce-i fac ăstuia. Și ăla îmi lovește mașina mie și ăștia nu reușesc să-l oprească. Ia mai bine plec eu de aici, mă, frate. Da, ăla a stat minute bune acolo și l-a blocat. Ăsta și când a fost nevoie, atunci... Dar firmele respective transmit, citez, parteneriatul cuprinde, desigur, și proceduri de remodelare corporală și facială. Vă așteptăm cu drag, se adresează firmele respective polițiștilor, pentru a scrie povești despre frumusețe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.